Te salut în IT World. Hai să explorez. Oare ce înțelegem prin abscisă? Dacă urmărim un punct care se mișcă în planul ecranului al monitorului, în orice moment acest punct are o abscisă notată cu X, adică o valoare ce reprezintă distanța sa față de mijlocul ecranului, măsurată această distanță pe orizontală. Și mai are și o ordonată notată cu Y, adică o valoare ce reprezintă distanța sa față de mijlocul ecranului, de data aceasta pe verticală. Dacă punctul se mișcă în direcție orizontală, atunci ordonata sa, Y, este fixă, nu se schimbă, iar abscisa X se schimbă în funcție de poziția sa. Dacă mișcarea se face în direcție verticală, atunci abscisa este cea care este fixă și nu se schimbă, iar ordonata Y se schimbă în funcție de poziția punctului. Iată un exemplu de mișcare în direcție verticală, de fapt o cădere, programată în Scratch. Observați, când tasta spațiu este apăsată, obiectul la care se referă acest program este poziționat la punctul de coordonate 0,168, adică abscisa X este 0 și ordonata Y este 168. Acest punct se află în partea de sus a ecranului, pe mijloc, cu instrucțiunea, structura repetitivă care urmează, modifică ordonata obiectului cu minus 5, adică face ca ordonata să se tot micșoreze cu câte 5 pixeli, cu câte 5 unități, până când poziția Y va deveni mai mică decât minus 150, care se află în partea de jos a ecranului. Deci, acest program face ca obiectul la care se referă să cadă urmând o linie verticală pe mijlocul ecranului de sus în jos. Haideți să vedem cum arată acest program în Scratch. Când tasta spațiu este apăsată, obiectul care este un măr, se vede aici, Apple, obiectul selectat, se va poziționa în partea de sus a ecranului, la abscisa X egal 0 și ordonata Y egal 168, care se află aici pe undeva, și își modifică în mod continuu ordonata Y cu minus 5, adică ordonata scade până când poziția obiectului va fi, poziția Y a obiectului va fi mai mică decât minus 150, adică undeva în partea de jos a ecranului. Urmăriți cu atenție scena. Apăsăm tasta spațiu, obiectul s-a deplasat în partea de sus a ecranului și s-a deplasat înspre jos. Practic, a căzut jos. Hai să mai verificăm o dată. Apăsăm tasta spațiu și obiectul cade. Și să vedem ce înseamnă programarea mișcării în direcție orizontală. De exemplu, când tasta săgeată dreapta este apăsată, să modificăm abscisa X
cu plus 10. Adică obiectul se va deplasa cu 10 unități spre dreapta la fiecare apăsare a tastei săgeată dreapta. Tot la fel, la fiecare apăsare a tastei săgeată stânga, obiectul își va modifica abscisa cu minus 10, adică se va deplasa cu 10 unități spre stânga. În aplicațiile pe care le creăm, de multe ori este foarte important să reușim să detectăm anumite culori. De exemplu, dacă dorim ca acest măr să fie cules cu ajutorul acestui bol, ar trebui să avem acces la această culoare din interiorul bolului și să spunem, în momentul în care acel măr atinge această culoare, atunci să se oprească, să se considere că mărul este cules și să se acorde punctajul corespunzător. Pentru asta folosim puzzle-ul Atinge culoarea din grupul Detectare. Dacă dați click pe culoarea care se află în acest puzzle, se derulează acest meniu în care puteți să setați culorile, saturația lor și strălucirea lor. Dar cel mai la îndemână ar fi acest buton pe care dacă îl apăsați, o să puteți să-l utilizați pentru a mări o parte a imaginii și puteți să dați click exact în zona în care se află culoarea dorită, culoarea vizată. După ce realizați această setare, dacă obiectul la care se referă programul atinge acea culoare, atunci se vor executa instrucțiunile din interiorul blocului Docker. Haideți să creăm acum aplicația să culegem mere în Scratch. Pe ecran, în scena principală, merele vor cădea urmând câte o linie verticală care pornește de sus din diferite puncte aleatoare. Jucătorul va avea la dispoziție un coșuleț, un bowl, care poate fi mișcat numai pe orizontală de-a lungul unei linii aflate aproximativ la jumătatea distanței parcurse de mere. Fiecare măr cules este premiat cu 2 puncte, iar pentru un măr căzut sau necules se va aplica o penalizare de 1 punct. Jocul se termină dacă jucătorul adună 50 de puncte și câștigă sau dacă acumulează 10 puncte de penalizare și pierde. Punctajul și numărul merelor scăpate pe jos va fi contorizat în variabile separate. Să vedem cum arată programul în Scratch. Vom utiliza o structură repetitivă care se va opri dacă una dintre cele două condiții descrise va fi îndeplinită, adică dacă jucătorul adună 50 de puncte fără să acumuleze 10 puncte de penalizare sau dacă numărul punctelor de penalizare ajunge la 10 înainte ca numărul punctelor acumulate să atingă valoarea 50. Vom determina puncte de abscisă X aleatoare și ordonată Y fixă ca punct de pornire pentru merele care cad. Căderea se va simula cu micșorarea continuă a ordonatei Y. Dacă pe parcurs un măr atinge
acea culoare mai închisă din interiorul bolului, atunci mărul dispare, este considerat cules și variabila punctaj va crește cu 2. Dacă un măr cade până jos, atunci jucătorul primește un punct de penalizare. Mărul dispare și în acest caz și de fiecare dată când un măr dispare, apare altul în partea de sus și începe să cadă. Pare complicat, nu? Hai să încercăm să implementăm. Iată cum arată în Scratch programul principal. Când se dă click pe steguleț, se setează punctajul la 0, dar și punctele de penalizare se reduc la 0. Pentru a șterge urmele lăsate de jucătorul anterior. Avem o structură repetitivă mare de tip repetă până când și condiția de oprire este ca punctajul să fie mai mare decât 49. Am zis că 50 de puncte trebuie să aibă un jucător ca să fie considerat câștigător. Sau punctele de penalizare să fie într-un număr mai mare decât 9, adică cel puțin 10 puncte de penalizare sunt suficiente pentru a opri jocul și a se afișa că jucătorul a pierdut. Să vedem pe scurt care sunt instrucțiunile care se repetă. În primul rând, apare puzzle-ul arată, pentru ca obiectul, în cazul nostru mărul, să se afișeze pe ecran. În momentul în care dispar într-un bol, este valabilă instrucțiunea ascunde, pe care o vom vedea puțin mai jos. Pentru a readuce la vedere, pentru a reafișa obiectul, trebuie să folosim acest puzzle arată. Am văzut că mărul efectuează o mișcare pe verticală, deci asta înseamnă că trebuie să modificăm Y, deci ordonata sa, cu minus 5. Dacă poziția Y este mai mică decât minus 145, adică dacă ajunge pe partea de jos a ecranului, atunci obiectul se ascunde, punctele de penalizare se măresc cu 1 și obiectul merge iarăși în partea de sus a ecranului la ordonata, la punctul de ordonată 170, este partea de sus a ecranului, abscisa fixată sau setată între valorile minus 220 și plus 220. Deci facem click în acest loc și avem butonul pentru identificarea unei culori. Mergem exact în interiorul bolului, facem click și cu aceasta culoarea din interiorul bolului a fost introdusă în acest detector. Mărul este repoziționat în partea de sus a ecranului și va avea o abscisă aleatoare între minus 220 și 220. Acest program este atașat la măr, la acest actor, să zicem. Să vedem la bowl ce avem. Bineînțeles, cele două posibilități de mișcare a bowlului către stânga, respectiv către dreapta. Și cam asta este. Să vedem cum funcționează. Trebuie să dăm click pe steguleț și să încercăm să prindem merele utilizând butoanele de navigare. Să vedem dacă reușesc să culeg mere de 50 de puncte. Altfel s-ar putea să pierd jocul.
încercați să creați o aplicație asemănătoare în care personajul încearcă să prindă fluturi cu un obiect, un instrument adecvat. Succes!